să facem un TikTok într-o am zi. Am putea aici. Să facem un TikTok. Ai TikTok? Măi, am, mă uit la el, dar nu, dacă ai cont de TikTok. Am cont, dar nu postez, nu, parcă nu mă simt. Și atunci de ce ți-ai făcut? Să vezi ce face Anastasia dacă te uită pe TikTok. Urmează. Urmează. Doctor Mihail Oameni Buni, unul dintre cei mai carismatici doctori și cel mai urmărit doctor din online conform studiilor. Corect? Ai citit asta? Nu. Nu? N-ai văzut serios? Nu, unde? Am văzut în ziar chestia asta, pe cuvântul meu de onoare, cel mai urmărit doctor în mediul online, doctor Mihail, tu. Yes. Yeah. Bravo, mă, și la televizor. Te-am ajutat și noi, doctore. Vorbim despre vaccinul antigripal. Sunt foarte mulți oameni care vor să vorbim despre povestea asta și vreau să te întreb, e bine? Dar de ce te filmează numai pe tine? De ce nu mă filmează pe mine? Acum, pe rând. Înțeleg. Adică stai de mult bine. De când unul, când altul, când unul, când altul. Pac, 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 pac. Doctore, da. Ce părere de vaccinul antigripal? E bine să-l facem sau nu e bine să-l facem? Sunt foarte multe discuții și sunt foarte multe întrebări din partea celor care se uită la noi. Okay. Și cred că acum discuția despre vaccinul antigripal este mult mai interesantă pentru că suntem într-o perioadă pe care n-am mai trăit-o până acum, și anume pandemia. Exact. Era bine să-l facem și până acum. Mm-hmm. Și în 2019 și în 2018. E unul din cele mai des folosite vaccine. Vaccinul e unul din cele mai sigure vaccinuri. Și ce face vaccinul este să-ți introducă un virus inactivat, adică mort, doar că virusul nu poate fi mort pentru că el e, cum zic, o entitate biologică care nu e nici vie, nu e nici moarte. E un bagaj, e un bagaj genetic într-o capsulă care se transmite de la om la om și se multiplică. Okay? Vaccinul are un virus inactivat sau bucățele din virus, proteine, care odată introduse în corp, îți dau pe tavă corpului un patogen pentru care corpul face o imunitate care ține în medie între 6 și 8 luni, imunitate care te ajută să previi o îmbolnăvire. Da? Anul trecut de gripă au murit peste 600.000 de oameni. Anul ăsta au murit la nivel 300... global. Global. Deci peste 600.000 de oameni au murit anul trecut de gripă. Și sunt sute de studii care demonstrează că atunci când te vaccinezi sau când vaccinezi o populație, cazurile de gripă se micșorează, internările se micșorează și decesele se micșorează. Bun, dar sunt mulți oameni care întreabă dacă aceeași părere o ai și în această perioadă în care există COVID. Cu atât mai mult. Practic, recomandările rămân aceleași, dar hai să ne gândim. În momentul de față, cred că o problemă care pe alocuri poate chiar depășește efectele clinice asupra sănătății ale COVID-ului este anxietatea. Da? Gândește-te de câte ori poate ți s-a întâmplat și ție în perioada asta, să, nu știu, să scurgă un pic nasul sau să începi să tușești sau să intri în contact cu o persoană care are aceste simptome și panica noastră, prima noastră panică, frica noastră, este să nu cumva să fie COVID. Deci, cred că prima pe lista aceasta de recomandări pentru vaccinare antigripală este fix evitarea pe cât posibil a acestei anxietăți. Pentru că odată noi o să ne speriem, deci practic evităm în primul rând îmbolnăvirile cu gripă, da? În al doilea rând evităm această frică cauzată de o răceală. Gripa poate să aibă o formă ușoară, dar imaginează-ți, în septembrie, octombrie, e sezonul rece, da? Începe să scurgă nasul, începe să tușești, ce faci? Deci tu spui că e bine de făcut acest vaccin antigripal, chiar dacă mai ai răceli, ele sunt mult mai ușoare chiar după ce ți le-ai făcut. Ele sunt mult mai ușoare sau reușim practic să evităm, să zic, aceste răceli cauzate de gripă. Uite, e o întrebare de la un telespectator care ne urmărește foarte des și spune în felul următor. Dacă tu ești o persoană asimptomatică, pentru că na, trăim într-o perioadă care toată lumea vorbește de COVID, da? Da. Ești o persoană asimptomatică. Da. Tu nu știi că ai COVID, da? Și te duci și îți faci virusul acesta antigripal, îți faci vaccinul antigripal. Poate să îți facă niște reacții mult mai dure, mai grave? Păi nu, există reacții adverse la, într-adevăr, la vaccin, da? Și există acest, să zic, sindrom paragripal pe care ți-l poate cauza un vaccin. De ce? Pentru că corpul simte acel patogen și imunitatea practic se activează ca să faci anticorpi împotriva tulpinii care a fost injectată. Tulpina e inactivată. Și poți să ai câteva zile de... Da, și poți să ai câteva zile, nu neapărat nas înfundat, dar poți să faci un pic un puseu febril, poți să te simți un pic slăbit, poate să te doară capul, dar în principiu tu știi, adică poți să le prevezi. Știi că după un vaccin antigripal o să ai astfel de simptome, le știi. Bun, și dacă tu, de exemplu, ești pacient asimptomatic cu COVID și îți faci acest vaccin, dar tu nu știai că ai COVID, da, poate să-ți declanșeze, să-ți faci că complicații, să-ți fie mai rău? Nu există studii care să demonstreze asta. Teoretic, pacienții asimptomatici, există această teorie că pacienții
aceia care sunt asimptomatici și poartă virusul, ori corpul se adaptează la virus și nu îți dă un răspuns imun, să zic, exagerat, care să-ți provoace boala, ori este din contra. Corpul are un... S-a studiat destul de mult legat de COVID și atunci știi că dacă faci vaccinul antigripal, știi cam ce reacție ar putea să apară, pentru că știi cum atacă acest virus. Bun, deci întrebarea este dacă virusul, dacă COVID devine mai agresiv atunci când te vaccinezi, nu. Da. A existat un studiu, într-adevăr, dar care a fost ulterior dezmințit de un alt studiu canadian, în care s-a presupus că cei vaccinați antigripal se pot infecta mai des cu COVID. A fost un studiu fals, a fost un studiu cu foarte multe greșeli de protocol de a realiza acest studiu. Ulterior, un alt studiu canadian a demonstrat că nu există nicio corelație, să zicem așa, între cei vaccinați antigripal și COVID. Până la urmă trebuie să înțelegem că sunt două virusuri diferite. Vaccinul antigripal îți dă anticorpi fix pentru patogenul gripal. Deci nu, și el n-are cum să interfere cu COVID, cu SARS-CoV-2. Acela este complet alt virus pe care... Uite, sunt oameni care te întreabă, Mihaela, am auzit că cei care au vaccinul antigripal deja făcut ies pozitiv la testul COVID. Da. Ai auzit, deci, probabil am asta. Auzit, da, și... Hai să zic, e o remarcă atât de aberantă din punct de vedere medical, încât nici măcar nu merită să o studiezi. Nu merită să studiezi așa ceva. E într-adevăr, e un fel de mit, e un fel de conspirație, pentru că hai să înțelegem logica. Ce înseamnă vaccin antigripal? În vaccinul antigripal, sau cum se face el? În fiecare an, în februarie, Organizația Mondială a Sănătății lansează pentru fiecare emisferă și fiecare continent recomandări cu tulpinile care trebuie să fie conținute în vaccin. Apropo, vaccinurile care sunt acum disponibile în farmacii sunt vaccinuri de anul trecut. Trebuie să așteptăm până la sfârșitul lunii septembrie să apară vaccinurile noi. Deci, practic, în fiecare an se face o nouă rețetă de vaccin, unde sunt introduse 4 tulpini pe care cercetătorii le consideră că o să fie tulpini de circulare în zona respectivă, da? Și noi trebuie să ne protejăm împotriva acelor tulpini. Există variante în care cercetătorii greșesc și apare o altă tulpină care devine, să zic, prevalentă și care circulă mai des. În cazul acela, vaccinul nu o să te apere complet de acea gripă, dar dacă iei acea gripă, o să faci simptome mai ușoare. Dar tu spui că vaccinul de anul trecut nu mai e valabil anul ăsta? E un vaccin este un vaccin gândit pentru epidemia de gripă de anul trecut. El poate să fie valabil, dar nu mai corespunde ca și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Adică sunt alte tulpini introduse în vaccinul de anul acesta. Dar știi ce nu înțeleg eu? Dacă spui că în februarie se prevalează aceste tulpini și se face vaccinul, cum de Organizația Mondială a Sănătății nu reușește să aibă un vaccin anti-COVID? Păi pentru că tulpinile circulante de gripă sunt cunoscute deja de zeci de ani. Și noi doar facem estimări. Da? Facem estimări și estimările astea se fac științific, adică se recoltează bolnavi cu gripă de peste tot din lume, se vede care este tulpina care se întâlnește cel mai des și se consideră că tulpina aia o să rămână cea dominantă și ea o să circule în sezonul rece. Deci, practic, sunt niște estimări pe niște tulpini pe care deja le știm de 10 ani și tulpini pentru care deja avem vaccin. Vaccin întreabă care cineva s-a elaborat dacă și vaccinul antigripal este eficient și împotriva COVID, nu are nicio legătură. Cât timp ești protejat după ce îți faci vaccinul antigripal? Ai spus 6-8 luni de zile, nu? 6-8 luni, de aceea e bine. Recomandarea este să începem vaccinarea la începutul sezonului rece. Recomandarea este să fim toți vaccinați, să zicem, spre sfârșitul lui octombrie. Dar trebuie să ne ghidăm, să zic, cu temperatura de afară, pentru că de ce crezi că apar răcelile astea în sezonul rece? De ce? Hai să ne gândim. Că atunci învie virusii. De ce? De la umiditate. Nu neapărat, într-adevăr, virusul în timpul sezonului rece, virusul devine un pic mai tare, nu moare atât de repede ca la căldură. Okay? Adică el rezistă, dacă ai tușit în mână și ai pus mâna pe ceva, el rezistă pe suprafața aceea mai mult pentru că e rece. Dar principalul factor e acela că devine, să zic, curât afară, să zicem, și oamenii încep să se adăpostească. Și stăm mai mult în case, nu aerisim, stăm mai mult la birou, circulăm mai mult cu transportul în comun și practic ne aglomerăm în spații închise. Asta este primul factor care face ca aceste boli să se răspândească. Al doilea factor este faptul că noi ne încălzim foarte mult casele. Și cred că în România media, să zic, confortabilă a temperaturii în case este undeva la 24-26 de grade Celsius, care nu e o temperatură sănătoasă. Temperatura sănătoasă în casă pe care trebuie să o menținem și să ne obișnuim cu ea este de
20-21 de grade Celsius. În alte țări e chiar 18 grade Celsius. E o temperatură la care ți-e frig. Dacă stai așa îmbrăcat cum ești acum, ți-e frig. Dar poți să-ți pui un pullover. Da, e o temperatură, zic, deci sănătoasă. Deci în casă e bine să ai 20-21 de grade. Da, și trebuie să ne luăm acele dispozitive care ne arată și temperatura în casă și umiditatea. Pentru că în momentul în care noi începem să încălzim acasă, da, dăm drumul la calorifere și ajungem la o temperatură la care stăm confortabil în maieu, și avem 26-27 de grade Celsius acasă, ne scade foarte mult umiditatea. Când scade umiditatea sub pragul de 40%, căile aeriene încep să se usuce. Și atunci sunt mult mai predispuse în a lua acest virus. Deci, stăm foarte mult în încăperi închise, nu le aerisim, le încălzim foarte tare, aerul se usucă și atunci suntem... Particule, aerosolii pe un aer uscat rezistă mult mai mult în aer. Da. Deci, și toate astea duc la îmbolnăviri mult mai rapide. În momentul în care ți-ai făcut vaccinul antigripal, corpul începe să facă imunitate. Imunitatea asta se elaborează în aproximativ 2-3 săptămâni. Deci, din momentul vaccinării, tu ești încă descoperit pentru încă 2-3 săptămâni. Sunt unii oameni care zic că își fac vaccinul și în alea 2 săptămâni au ghinionul să prindă o gripă. Și atunci spun că n-a fost eficient deloc. Da, sau spun că, uite, m-am vaccinat și am făcut gripă. Nu are nicio legătură. A fost doar o coincidență. Da. Uite, o altă întrebare. Dacă ai alergii, dar nu le cunoști cauza, poți face acest vaccin? Bun, alergiile sunt o problemă care trebuie adresată la medic. Dacă tu știi că ai alergii, trebuie să mergi la un alergolog. Sunt foarte multe teste care se pot face și din sânge și testele... Dar e bine să faci vaccinul antigripal? Poți să faci vaccinul antigripal. Trebuie să fim foarte atenți la componența acelui vaccin. Există multe tipuri de vaccin. Vaccinuri care se fac pe culturi de celule. Deci se cultivă celule și pe celulele alea se crește virusul, virusul acela se inactivează și se introduce în vaccin. Sau se pot crește pe ouă. Dacă vaccinul este făcut, virusul este făcut pe... sau vaccinul e făcut pe virus crescut pe ouă, este posibil și apare pe prospect că acel vaccin poate să conțină, zic, fragmente mici de ouă. Dacă ești alergic la ouă, trebuie să eviți acel vaccin. Și să cauți un vaccin care e crescut pe culturi celulare. Îți faci în fiecare an vaccinul? Da, de câțiva ani îmi fac în fiecare an vaccinul. Da, pe vaccinul ăsta antigripal, întreabă cineva, dom'le, dar n-are și o contraindicație? Adică nu-i periculos la ceva? Orice vaccin, de fapt, orice act medical are efectele sale adverse. Dacă tu te duci acum la un medic la un control, tu poți să te împiedici să cazi pe scări. Asta zic, e un efect advers al actului medical. Când ți se ia sânge, tu poți să leșini, să te lovești cu capul de calorifer. Și acesta e un efect advers. În momentul în care tu introduci un vaccin într-un corp, corpul poate să reacționeze într-un anumit fel, iar efectele, să zic, adverse nedorite, acelea grave, se întâlnesc în medie în 1 la 1 milion de cazuri. Dacă compari acele, să zic, milion de oameni vaccinați și prevenția pe care ai făcut-o cu acel un caz nefericit, în mod cert este bine să te vaccinezi. Asta este, să zic, logica medicală în momentul de față. Altfel, sunt, din contra, grupe de risc la care este, să zic, vehement recomandată vaccinarea. Copiii până la 5 ani... Deci obligatoriu, e recomandat. Da, e, să zicem, o obligație morală să vaccinăm copiii până în 5 ani. Adică cel puțin asta să facem. Începând cu 6 luni, pentru că copiii până în 6 luni, dacă părinții sunt vaccinați, mama la naștere îi transferă anticorpi copilului. După 6 luni și până la 5 ani, și persoanele peste 65 de ani și oamenii care au comorbidități. Pentru că este foarte important să prevenim o gripă la ei care poate avea, să zic... Poate fi fatală. Da. Doctore, îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Lumea te poate căuta pe online, Mihail Pautov, pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook și pe blogul tău, unde scrii. Și pe Mihail Pautov, da? Da. Îți mulțumim mult, doctore. Și pe TikTok în curând, sper. Păi haide, îți dai seama. E foarte complicat, trebuie să faci pe muzica aia sau să reacționezi. Da, dacă faci niște TikTok-uri în halatul tău de medic, s-ar putea să ai niște milioane de urmăritoare. Poate facem un duet, la un moment dat. Da, ar fi perfect. Așteptăm întrebări de la telespectatorii noștri cu ce teme să-i propunem doctorului Mihail pentru săptămâna viitoare. Doctor Mihail, exact cum spune și statistica, cel mai urmărit medic în mediul online. Doctore. Bravo! Thank you. Jos pălăria și la TV, să știi. Îți mulțumim mult de tot. Toate astea. Iale. Îmi place că aveți fructe mereu aici. Te mai așteptăm, doctore. Mulțumim mult de tot!